Республика Молдова. Се криште Молдова. Партиду Либерал Демократ Ден Молдова, împreună cu Partidul Democrat Ден Молдова, au convenit să-și asume responsabilitatea guvernării. Și se crește Moldova. Pe piață avem o agitație, o hiperagitație zilele astea. Toate aceste lucruri se transformă într-un comportament exagerat din punctul nostru de vedere a populației în ceea ce privește dorința de a cumpăra valută sau nedorința de a vinde valută. Noi suntem aici care muncesc de vină. Toți care conduc țara sunt vinoveți. Mai n-am căzut jos când am văzut cursul la dolar și la euro. Pe mine mă întrebați cum sunt prețurile. Și guvernul? N-avem guvern. Candidatul din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova este domnul Iuri Leancă. Să fie înaintat domnul Kiril Gabrici. Noi nici n-am știm și n-am auzit de dânsul niciodată. Și fel de om și cum, de unde a apărut, nu știm. E dacă spunem până azi a fost Hrenova, de azi e foarte Hrenova. Și vom merge înainte. Leul nostru cade și cade. Cum sunt conducătorii țării așa și prețurile? Lupul 2 metri, el acum a devenit 4 metri, dar... Poate fi și așa. Înainte pentru Republica Moldova. Mâncăm ca iepurașii. Euro, vedeți, și spun că euro, dar noi primim în salariu euro. Euro, sunt în lei, trăim cu chirie, achităm chiria în euro, salariu iar. Ce se întâmplă cu medicamentul? Dar medicamentele cât de scumpe. Nu s-o uit de la lume. Da, dacă câte de am avut două luni, am băgat la lună și nu știu care sunt parte locurile. Haos, haos, haos. Cum să băieți copiii dacă număr leuței? Și am, nu mai ajunge nici de pâine, ori nu mai ajunge nici de pâine. Ia gata. Ce să fac? Dați-mi acum $1 miliard și noi aducem cursul... Cum am străim când coați sărele pâine? Într-un stat liber, democrat, european și prosper. Ei mai prăstaia pâine. Unii dreptate, e că mă duc la piață și azi cumpăr nică. Nu se gândesc la asta. Ridică și ridică prețurile astea în toată ziua. Cum se poate de trăit? Să crește Moldova. Îți bat joc de noroc, acum ți-ai bate joc de o încâine, măi. Parcă noi trăim cu dolari în America. Noi trăim în Moldova cu banii ăia. Guvernul ar trebui să facă așa, e o poriatcă în țară. Lunina se mărește, gazul se scumpește. Nu mai temem dacă e, dar nu este. Banca Națională poate să facă multe, dar nu totul. Mai bine scoate oamenii ăștia undeva la o margine de oraș și arunci ca oameni buni, ca altul nu mai rămâne. Ești un bom! Parlamentul, guvernul, președintele, Timofte, unii Timofte președinte, el vede și se face în țară. Nu văd nimic. Rămas să mai vândă Republica și gata. Gata-i scump, mai băieții. Numai parlamentarii scumpere să mănânce, dar moșneșii o să moară de foame. Mai bine, nu-i mai votam? Tare să mai bat joc de Moldova asta. Dintr-o chil de fasole mănânc o săptămână, măi. Dacă vii la piață, mă îmblă și te uiți. Oare să punem mâinile pe chep? Ce armonie în societate. Oare să ducem din țară? Nu e rușine lui ea. Ce urmează de făcut în viitor? Și de atâta rămân pământurile neprelucrate. Toți pleacă psihotare. Și ne rămâne Republica. Deci există riscul ca eu să decedez și copilul nostru rămână singur la urtele nenată. Mă înțelegeți cât de gravă situația? E așa fac noi să murim mai degrabă, scăpe de pensionieri. Asta e. Am murit, dar moartea nu ne e. Deci eu luam bogatul, a să iei și săracul. Și unde e lumea asta? Lumea ea câte o înțintelim.